Piața gustului la Europa FM. Bună seara, într-o nouă seară de vineri, un nou început de weekend, un weekend prelungit și de data asta pare că sărbătorile nu se mai termină și cu siguranță dacă e sărbătoare și weekend este și cu mâncare. Dragii mei, în seara asta vă propun o temă, să spun așa, împrumutată de la străini, dar pusă în practică și de noi românii. Vreau să vorbim despre snacking, așa îl numesc americanii, când se referă la mâncatul între mese și nu vorbim aici de un sandwich sau un iaurt, ci de toate produsele care sunt ambalate, comod de ronțăit, fie că sunt dulci sau sărate. Deci covrigei, napolitane, biscuiți, eu știu, oleaginoase din astea de tip migdale, semințe, tot ce face bine la simțuri, dar mai puțin bine la siluetă. Ei americanii, că de acolo ne vin relele, au făcut studii care au arătat că aceste obiceiuri de consum s-au schimbat dramatic dacă ne comparăm cu anii 70, când nu exista industria alimentară și mâncarea era aia clasică, făcută în oală, în cratiță acasă, mai puțin, mai greu de luat și de mâncat pe stradă. Odată cu apariția produselor ambalate, ultraprocesate, semi-preparate, bineînțeles fiind comod, noi oamenii ne-am schimbat obiceiurile de consum și atunci nu mai e nevoie să stai la masă, să încălzești mâncarea din farfurie, să o mănânci cu tacâmurile, ci iată, poți să consumi în orice poziție, în orice situație, găsești ceva de mâncat. Este clar această prezență a mâncării în jurul nostru atât de la îndemână, n-are cum să ne ajute acolo unde natura ne-a vrut pofticioși, mâncăcioși, lacom și mereu dornici de ceva de mâncat, chiar dacă nu ne este neapărat foame, mâncăm de plictiseală, mâncăm să ne calmăm din punct de vedere stres, nervozitate și aici toate lucrurile crocante își fac treaba, da? Consistența asta crocantă ne calmează nervii, mâncăm de poftă și culmea, mâncăm pentru că avem. Deci aceste produse ambalate vin în întâmpinarea noastră și ne este ușor să le consumăm. Ei bine, cred că și noi românii, cu siguranță, ne-am lipsit de acest snacking, fără să știm că se numește așa. Și atunci întrebarea mea pentru voi ar fi, cât este el prezent, cât de des consumați astfel de produse, care nu am putea să le numim neapărat mâncare clasică, da? Deci ceva ce este ambalat și ușor de consumat. Și vă invit să intrați în direct cu noi la numărul 0372 069 599. Să ne spuneți cât din mâncarea voastră de peste zi este reprezentată de produse ambalate și cât a mai rămas, dacă a mai rămas, și mâncare gătită și mâncare clasică, așa cum mâncau bunicii noștri. Haideți să vedem cum stăm noi ca românii, ca români la capitolul ronțăieli. Am să încep să povestesc eu din tot ce înseamnă echilibru nutrițional, să zic așa, și relație firească cu mâncarea. Dacă ar fi să ne luăm după instincte, să știți că putem mânca orice, oricând, oricât. Deci avem nevoie să conștientizăm acest lucru și să înțelegem că relația asta strânsă cu mâncarea, așa cum ne-a construit-o natura, este greu să o controlăm rațional, este greu să o, să ne bazăm pe abținere, atâta vreme cât vedem și avem mâncare în jurul nostru, instinctul nostru ne spune să mâncăm. Pentru că mâncarea înseamnă supraviețuire și natura ne vrea mâncăcioși. Așa că la capitolul organizare și disciplina alimentară, dacă nu suntem cu ochii pe noi, dacă nu avem, un program cât de cât regulat de masă și ne lăsăm așa singuri acasă și în libertate, nu putem fi supărați la sfârșitul unei zile că am mâncat prea mult, pentru că
v-am spus, pe pilot automat și pe spontan, mai degrabă avem capacitatea de a mânca fără limită decât să o evităm. Deci, din punctul ăsta de vedere, mai ales în familiile în care există copii și avem nevoie să educăm și să-i disciplinăm ca să ulterior să aibă o viață ușoară ca adulți în legătură cu mâncarea, e foarte important să creăm aceste repere alimentare în zi, pentru că interesant este că și foamea se educă sau senzația de foame se dresează și ea, ca și cățelușul lui Pavlov, dacă ne propunem să mâncăm într-un interval orar cât de cât repetitiv, constatăm cu surprindere că ajunge să ne fie foame în momentul în care se apropie ora mesei. Ori lucrul ăsta este foarte ușor să-l construim în copilărie și în familiile în care există acest orar de masă și aceste repere din punct de vedere al mesei, pot să vă spun că va fi bine, pentru că și copilul ulterior va ști că există, iată, trei mese principale, dimineață, prânz și seara, și o să fie mai puțin tentat să deschidă frigiderul de câte ori, eu știu, se plictisește sau își aduce aminte că mai are vreo poftă. Deci nu lăsați copiii să mănânce când îi taie capul și, bineînțeles, ca să dăm un exemplu bun, nici noi adulții nu ar trebui să mâncăm la orice oră, pentru că lucrul ăsta, paradoxal, ne aduce un dezechilibru și cu siguranță ne aduce kilograme în plus. Deci mâncatul, programul regulat de masă ar trebui să fie un element de introdus în regimul zilnic al vieții noastre, iar partea asta cu produsele ambalate și gustările dintre mese să fie neapărat justificată. Adică se poate să ni se întâmple să mâncăm un astfel de produs dacă, eu știu, suntem pe drumuri, fie prin aeroporturi, fie la volan și multe ore nu putem face o pauză pentru masă. Atunci se justifică o astfel de ronțăială. De asemenea, eu știu, poate plecăm la o drumeție în natură, la o plimbare mai lungă și, din nou, dacă timpul de, sau mă rog, intervalul dintre mese este foarte mare, atunci putem să avem în geantă, în rucsac, un pachet de biscuiți sau, eu știu, vreo altă gustare ambalată și ușor de transportat. Altfel, noțiunea de gustare în sine, să știți că este diferită de noțiunea de ronțăială. Ce anume numim gustare? Numim o masă mică, care va fi consumată între două mese principale, obligatoriu justificată de foame. Adică, eu știu, fie la una dintre mese am mâncat mai puțin, fie am făcut un efort fizic mai mare, fie în cazul copiilor care au stomacul mai mic, eu știu, acuză o senzație de foame clară. Și atunci, da, poate fi prezentă o gustare între mese. Dacă luăm recomandările nutriționiștilor din străinătate, să știți că la ei nici măcar nu mai există două gustări pe zi, așa cum știam până acum, adică trei mese principale plus două gustări. S-a renunțat la gustarea de ora 11 și a rămas doar gustarea de ora 4-5. Tocmai pentru ca nu cumva, de dragul gustărilor, să mâncăm mai mult decât are nevoie organismul. Deci gustarea trebuie să fie justificată de foame, da? Nu putem să avem o gustare așa doar că avem noi impresia că gustarea e ceva sănătos, și ar fi bine să fie compusă din lucruri cât mai puțin ambalate. Din nou, ne ferim de alimentele ultraprocesate, adică poate să fie, eu știu, un covrig și un iaurt, poate să fie un mic sandwich, poate să fie, poate, dacă e ceva dulce, o bucată de pan dișpan cu fructe făcută în casă. Deci, cu cât este mai puțin ambalat și procesat, cu atât este mai sănătos. Masă mică egal gustare. Ronțăielile sunt cu totul și cu totul altă poveste. Majoritatea persoanelor, când se gândesc la ceva de ronțăit, fie că vorbim de sărat, chipsuri, eu știu, covrigei sau de ceva dulce, de biscuiți, de napolitane,
nu ne duce gândul la ronțăială, foamea, ci mai degrabă stresul și plictiseala. Deci simțim nevoia de ronțăială în momentul în care vrem să ne calmăm mintea cu ceva zahăr sau cu ceva grăsime. Astea sunt, ăsta este triggerul pentru ronțăială. Asta ca să faceți diferența și chiar dacă o comiteți, măcar să știți, asta a fost gustare sau ronțăială. Că mecanismul și produsele alese sunt cu totul altele. Bună seara, avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara, doamna Mihaela, bună seara tuturor, Cornelia din Păiești. Doamna Cornelia, o să trebuiască să vă dăm un premiu de fidelitate. Sau altfel spus, dacă începe emisiunea fără dumneavoastră, nu merge este bine. Este imposibil, da, exact. În legătură cu ronțăiala. Ia spuneți-mi. În general, mie îmi place, și cam am depozitul, ghilimele de derivoare, evident, de fructe confiate. Aha, deci sunteți pregătită pentru o ronțăială, nu vă ia prin surprindere. Da, într-adevăr, asta le fac la servici. La servici am un SRL pe care îl numesc cămara de serviciu, în care am, evident, grisine, stixuri, Eugenie, biscuiții din aceea seara. Păi, doamna Cornelia, sunteți bine dotată, nu e? Da, problema știți care este, că mi se întâmplă uneori să uit să iau mâncarea de acasă gătită, aha, evident. Aha, am înțeles. Și mă salvează acea cămară de serviciu până ajung acasă, să-mi omor foamea. Deci mai degrabă ronțăiala la dumneavoastră are loc de gustare, adică e justificată de foame, doar că produsele sunt unele care stau comod în sertar și nu pățesc nimic dacă sunt. Nu mi se întâmplă întotdeauna. Sunt puține ocazii când uit să iau mâncarea de acasă. Uh-huh. În general, eu am caserolă micuță în care îmi pun mâncărița pe care o gătesc acasă. Perfect. Mă rog, depinde ce gătesc, dar se întâmplă uneori să uit. Și, evident, ronțeala. Deci să înțeleg că ronțeala nu face parte din alimentația zilnică, ci este doar un moment excepțional, când n-ați fost organizată cum trebuie. Exact, acea rezervă de serviciu care mă salvează. Am înțeles. Deci nu ronțăiți în canapea când vă uitați la televizor, nu ronțăiți de plictiseală. Doamna Cornelia, de asta sunteți și ascultătorul nostru fidel, că iată, mai primit și în seara asta o bilă albă și un bravo. Așa, dacă ronțăiala reprezintă doar excepția asta, pot să vă spun că n-ați făcut nimic greșit și țineți-vă acolo produsele, că ferească Dumnezeu dacă vă e foame, chiar nu vrem să știm cum anume se comportă fiecare atunci când este foame, că suntem nervoși, suntem irascibili, suntem antipatici, deci nici prea foame nu trebuie să ne fie și câteodată o grisină, iată, un fruct uscat ne scot din impas. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și da, putem, iată, să avem o mică gustare fără să fie nicio problemă pentru siluetă, cu condiția să nu fie prea des și în fiecare zi. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, dacă tot ne-a adus în atenție doamna Cornelia fructele uscate și confiate, aș vrea să vă reamintesc că fructele sunt un desert și nu este obligatoriu să facă parte din meniul nostru zilnic, însă în cazul copiilor, pentru că acolo, când suntem în creștere, recomandările sunt cu totul altele, în cazul lor, într-adevăr, fructele uscate pot reprezenta un desert comod, ușor de transport. Și foarte interesant, le aduc vitaminele, mineralele dintr-un fruct într-un volum mic, pentru că fructele uscate, spre deosebire de cele proaspete, prin deshidratare concentrează zahărul și gustul și atunci credeți pe copii că în momentul în care le dați un fruct proaspăt, ei mai repede se plictisesc mestecând și nu-l mănâncă pe tot. În momentul în care, iată, prunele, caisele, stafidele sunt varianta de fructe uscate, avem mai multe șanse să fie consumate. Însă, bineînțeles, porția, când vorbim de fructe uscate, trebuie să fie mult mai mică, pentru că, nu-i așa, volumul lor este mic și sunt de 3-4 ori mai concentrate în calorii decât fructele proaspete. Deci nu se mănâncă decât așa cu câteva în podul palmei. Este o variantă foarte bună de ceva dulce pentru un copil și extrem de sănătos.
Și poate că ar trebui să ne întoarcem la, la astfel de variante, acolo unde și bunicii noștri, când era iarnă, puneau câteva prune uscate în apă și făceau un compot. Puțină lume mai mănâncă acum compot iarna și dacă îl mâncăm, punem în el zahăr și iarăși nu facem un lucru bun. Dar fructele uscate pot fi luate ușor în geantă și pot reprezenta până la urmă o gustare dulce în orice moment al zilei. Și dacă tot vorbim de produse ușor de transportat, aș vrea să vă reamintesc de pufuleții noștri românești, care înseamnă mămăligă expandată cu sub un gram de grăsime pe 100 de grame, deci expandarea este prin aer, da, se întunflați cu aer, nu sunt prăjiți și am mai spus-o, dar o repet, sunt mare iubitoare de pufuleți, dintre toate produsele de ronțăit au cel mai mare volum și cele mai puține calorii. Deci liber la pufuleți dacă tot vreți să ronțăiști ceva. Avem încă un telefon pe fir. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Deci mă auziți că nu știu... Vă aud, doamnă, vă aud foarte bine. Cum vă numiți? Bună seara! Îmi pare bine că am intrat cu dumneavoastră. Vreau să vă spun... Vă rog! Că pentru mine snacks-uri, fix-uri, exclus. Așa. Și exclus. Din... Nu trebuie să copiem nici americanii, nici pe nimeni. Ideea e să mănânci când îți trebuie. Deci eu vreau doar să vă spun, eu am un cățel, am un câine mare, labrador. Așa, să vă trăiesc. Inclusiv la cățel i-am băgat seara doi morcovi. Nu poate să... După mere. Vai, sunteți... Vai, deci trebuie să-l cunosc pe acest labrador care mănâncă morcov, dragul de el. Mănâncă dacă vreau, mă trebuie și pomoze. Deci doi morcovi seara, două mere dacă se mici, dacă e mare unul. Ca acum am venit în România și dăm mere mari. Mere mari. Nu, ca asta e situația. Să știți că am avut și eu o cățelușă labrador care mânca pepene, deci este, da, la capitolul ăsta, da, cât sunt de mâncăcioși, nu, e... Da, și căpșune, nu? Căpșune, dacă îi dai una așa, o păcălești, numai să te vălește până chestia de... unde să duc câinii de obicei. Am unde înțeles. Caca de găină, de, știți? Deci, până și labrador a învățat, sărunță e sănătos, înțeleg, da? Da. Și de-aia spun că dacă noi vrem, putem. A, categoric. Nu doar pentru a mânca. Știu, dar este așa de comod, știți, că toate instinctele noastre ne îndeamnă spre mâncare și iată, când industria alimentară ne pune la îndemână și ne înconjoară cu tot felul de produse din astea care ne stimulează simțurile, e greu să nu te lași ispitit. Spuneați că v-ați întors în țară. De unde? Ați stat în altă, ați locuit în altă parte? Da, am locuit în Italia 20, în Roma. Și acolo cum stau ei la capitolul snacking? Că și italienii sunt, noi europenii, Doamne ajută, suntem mai bine ca și... La voastră că sunt criticați, copiii în general, cine o dă pe fast food, pe snack, pe absolut tot. Deci acolo se pierde. Era pentru mâncare. Aici. Masă bună, pastă bună, făcută în casă, ei încă mai mănâncă în familie, încă mai țin familia aproape, încă mai gătesc în casă, e un lucru care ne ține echilibru. Dacă noi reușim să transmitem în continuare lucruri, că o cină făcută în familie sau un prânz, depinde de fiecare cum poate. Părerea mea, poate greșesc, dar eu încerc din răsputeri să, dacă nu pot prânzul, încerc să fac seara. Vă spun altceva, ne-am întors aici, ok, aici de vreo 2 ani suntem și mergem înainte cu lumea de aici. Și eu nu... Deci e exclus salamuri, ce vezi când te duci la supermarket și dacă te duci și plămâni, știți cum e? Te duci plămâni, vrei să le cumperi pe toate, că toate sunt faine. Da, așa este. Nu! Încercăm, eu zic, să evit, nu știu, americani sau exemple, mi se pare urâte. Mi se pare... Nu, știți... Ai plecat ca și când ai făcut totul surgelat, așa. Ei din magazin, ai băgat-o în microunde și ai mâncat-o.
Pentru că se merge, doamnă, pe comoditate și ceea ce spuneți dumneavoastră, gătitul în casă și statul la masă cu ceilalți și aceste obiceiuri presupune efort și trebuie să te implici și să-i strângi în jurul tău și să-i obișnuiești. Nu mai vorbesc de momentul în care iei pe copii și pui să participe la această pregătire a mesei și la gătitul mâncării automat. Contactul cu mâncarea, să zic așa, îi învață sau, mă rog, le transmite în mod automat niște obiceiuri bune. Însă să nu uităm de eforturile lui Jamie Oliver în Anglia. Eu am asistat consternată cum el vorbea cu mame care aveau 35 de ani plus și multe dintre ele recunoșteau cu o nonșalanță absolut înfiorătoare că n-au curățat până la vârsta aia un morcov. Adică în momentul în care o mamă la 35 de ani n-a curățat un morcov, vă dați seama în ce impas e populația respectivă, apropo de percepția mâncării, dar aminte de gătitul ei. Deci noi încă mai avem o șansă și încă mai avem generații alături de noi care au crescut cu mâncare gătită și încă la noi se gătește în casă. Din păcate însă, acest efort de a menține obiceiul și tradiția presupune, iată, un consum și, nu știu, o bătaie de cap care trebuie să fie în primul rând a mamei, însă ce nu realizăm este că dacă pierdem lucrul ăsta și ne ducem și noi din comoditate spre mâncarea preparată deja de industria alimentară, cum ați spus, înghețată, gata, repede de pus în cuptorul cu microunde sau câteodată și delivery-ul ăsta, atenție, că ai impresia că mâncarea de la restaurant, care și costă mulți bani, este una calitativ bună și gătită cu simț de răspundere, dar nu uitați că și pentru ei este un business și nu întotdeauna tot ce este mâncarea adusă de la delivery este neapărat făcută cum ai face-o tu pentru tine, da? Ori această comoditate în final ne face să plătim un preț care înseamnă kilograme în plus sau, până la urmă, iată, echilibru alimentar și comportamental al copiilor noștri. Dacă nu mai stăm împreună la masă, e ușor fiecare să mănânce cât îl taie capul prăbușit într-o canapea sau, eu știu, în fața unui computer. Dar deznodământul sau, mă rog, nu o să ajungem într-un loc bun dacă atât de ușor renunțăm la relația asta care poate părea banală cu mâncarea și la mâncarea gătită, care... culmea nu e o pierdere de timp, ci o investiție în sănătate. Mă bucur mult că ați fost alături de noi și că ne-ați arătat că, iată, acolo unde vrei, poți și, da, există și ronțăieli extrem de sănătoase, cum ar fi morcovii, și pentru noi, și pentru labradori. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Dragii mei, cum vă spuneam, vă aștept să intrați alături de noi în direct la 0372 069599 și să împărtășiți cu noi, să ne spuneți cât loc mai ocupă mâncarea gătită în viața voastră și cât de tentante vi se par toate aceste ronțele ambalate, dacă ele pot face parte din alimentația noastră zilnică și în ce condiții. Și dacă tot vorbeam de ronțăieli, din nou, cum bine ne spunea și ascultătarea noastră, există alternative, da? Între a ronțăi un pachet de chipsuri sau niște morcovi proaspeți, bineînțeles, alegerea ar trebui să fie una simplă. Morcovii sunt sănătoși, chipsurile sunt delicioase și, culmea, tot ce este gras sau are un conținut mare de zahăr satisface corpul nostru acolo unde se vede treaba că avem receptori pentru gust, nu doar în gură, ci și în stomac. Sunt cercetări care arată că până acum știam că gustăm mâncarea doar cu receptorii de la nivelul obrajilor și ai limbii și aveam receptori pentru gustul acru, dulce, amar, sărat. Și acum s-a descoperit faptul că, ce să vezi, și stomacul și intestinele noastre știu dacă noi mâncăm ceva dietetic, gen morcov, sau dacă mâncăm ceva bogat în grăsime sau în zahăr. Deci satisfacția nu este doar la nivel de papile gustative, ci și la nivel de intestin. Iar asta face lucrurile și mai grele, pentru că nu întâmplător ne calmăm,
avem așa o stare de bine și de bucurie în momentul în care mâncăm lucruri care sunt sățioase, hrănitoare. În schimb, ronțăitul de morcov și de frunze de salată nu ne produce același efect. Deci nu putem păcăli simțurile, iar organismul nostru întotdeauna va face alegeri neraționale și dezechilibrate, și asta înseamnă cu multe calorii, cu cât mai mult zahăr și cu cât mai multe grăsimi. Nu putem să ne lăsăm în baza lui și să facem doar ce ne taie capul. Apropo de ronțel și gustări, spuneam că este important, sunt importante faptele noastre, dar și foarte important este și felul în care ni le explicăm, ni le definim, ce etichete le punem. Iar la capitolul acesta, fiecare trebuie să facă așa o introspecție și să fie onest și cinstit. Odată, apropo de, eu știu, necesitatea acestor gustări ronțăieli, da? Cât mi este de foame și cât de mult mai pot rezista, dar atenție să nu cumva să numim gustare ceea ce pentru alții poate fi o masă adevărată. Și la capitolul acesta, eticheta de gustare poate fi pentru mintea noastră ca un fel de scuză, că vezi, Doamne, asta n-a fost masă importantă, ci doar o mică gustare, dar dacă la gustare ai mâncat un pachet de migdale uscate de 100 de grame și are 660 de calorii, pot să vă spun că numărul ăla de calorii ar fi încăput poate chiar două mese principale. Deci haideți să nu cumva să ne păcălim cu o etichetă care să ascundă în spatele ei un aport mare de calorii, că aia se numește masă, chiar dacă a fost un pumn de boabe. Bună seara, mai avem un ascultător în direct. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara, doamnă! Cum vă numiți? Mă numesc Irina și vă sunt din Brașov. Vă rog! Este prima oară când intru online. Vreau să vă mulțumesc pentru emisiune. Este inspirațională pentru noi toți, cred. Vă mulțumesc. Încercăm să facem așa, să spunem adevărul, ca fiecare apoi să nu se mai poată minți în legătură cu mâncarea. Drept. Da, trebuie să recunosc că, într-adevăr, toate aceste mici gustări ambalate frumos sunt foarte apetisante. Însă, așa cum îi explic și fiului meu, nu tot ceea ce este bun pentru gură este bun și pentru stomac. Sau pentru ficat, că ficatul săracul. Ficatul le trage pe toate, da. Corect. Exact. Și atunci, într-adevăr, această variantă cu fructele uscate este cea pe care o preferăm cu toții. Fie că plecăm undeva, fie că suntem acasă pe canapea, și sunt un caz fericit pentru că băiețelul meu adoră să ronțăie morcov și mere proaspete. Doamne ajută, așa, bravo. Copim? E foarte bine, copii încă mai... consistența crocantă pentru copii este un lucru bun, lor le place la o anumită vârstă, după ce trec de vârsta de bebeluși, nu mai vor pasat și moale, vor crocant. Și atunci, Doamne ajută, poate să ronțe morcov până i se colorează inclusiv pielea în galben, că n-a făcut nicio greșeală. Da, e foarte, adică sunt foarte mulțumită de acest aspect, însă, într-adevăr, trebuie să recunosc că eu sunt cea care mai calcă pe lângă, din când în când, cu aceste migdale și nuci precum caju sau chiar nucile noastre autohtone, pe care le ronțăi cu mare plăcere, fie că lucrez, fie că mă uit la un film. Dar în același timp nu este un obicei constant. Am înțeles. Doamnă, până la urmă aplicăm legea 80-20 și în domeniul alimentației, adică în 80% din timp, dacă facem lucrurile corect, ne este acordată această permisiune ca în 20% din timp să avem și excepții. Recomandarea mea pentru micul dumneavoastră, să zic, păcat alimentar, ar fi să vă puneți într-un castronel o cantitate limitată din astfel de oleaginoase, pentru că ele fiind atât de mici, și dacă le mâncăm direct din
din pungă și fir ar să fie că producătorii știu, nu pune nimeni în ambalaj mai mic de 100 de grame, nici cele mai existau prin unele avioane alune puse la ambalaj de 30 de grame, s-au desființat cu totul, deci cel mai mic ambalaj are 100 de grame și atunci riscați dacă v-ați instalat cu toată punga în canapea, să o terminați. Deci sfatul meu ar fi, puneți, eu știu, un pumn așa într-un castronel frumos și s-a văzut acest aspect. Când avem mai puțină mâncare, o mâncăm un pic mai atent și un pic mai, să zic așa, mai încet. Dacă ni se dă un ambalaj mare, o cutie mare, o pungă mare, avem tendința să înfulecăm mai repede. Deci faceți și dumneavoastră acest exercițiu de eleganță. Cu cât mai puțin veți pune în farfuriuță, cu atât o să-l prețuiți și o să-l degustați pe îndelete, dar altfel avem voie să avem aceste gustări în momentul în care lucrurile se întâmplă rar, nu e nicio problemă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mi-e dor de Brașov. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Bună seara, un nou ascultător în direct cu noi. Bună seara. Bună seara. Bună seara, doamnă. Cum vă numiți? Emilia. Am 74 de ani. Mulți înainte, doamna Emilia. Mulțumesc, la fel. De când mă știu, mănânc mezeluri. Doamnă, nu pot fără mezeluri. Doamnă, să știți că mezelurile nu intră la capitolul ronțăiel. Deci mezelurile sunt un aliment. Așa. Păi sunt aliment, da. Și v-au făcut rău? Mica gustă. Și v-au făcut rău, doamnă, mezelurile de-a lungul timpului? Păi am 1,62 m și am ajuns la 96 de kilograme. Ok. M-am îngrețat foarte mult după ce mi-am pierdut soțul, că n-am mai ținut cont de nimic. Problema este următoarea. Cu ce aș putea înlocui măcar ronțăielile? Păi la ronțăieli, spuneți-mi un pic, tot mezelul ronțăiți? Păi asta este, ce fac? Cu ce pot să le înlocuiesc? Să știți că mi-ați pus o problemă delicată apropo de ronțăieli sărate. Nu doar dumneavoastră ați pățit-o la toate aceste, să zic, nici nu știu cum să le spun, schimburi de experiență, cursuri la care eu merg în Franța, îi consider pe ei cei mai mari experți în alimentație. S-a observat și la ei această schimbare de obicei de consum. Deci oamenii au început să se ferească de produsele, iată, urta procesate, ambalate, da? Nu mai mâncăm biscuiți, covrigei și tot ce este făcut de industria alimentară, însă ce să vezi, cum bine ați descoperit și dumneavoastră, există cubulețe de cașcaval și sălămior din acesta super uscat, crud uscat, care poate fi tăiat subțire și pe care dacă îl pui așa pe un fund de lemn și mai pui acolo, nu știu, o măslină sau un ardei gras, din acest tip de masă pe care noi românii am numit-o ca un fel de aperitiv, de ciugulit, așa, vei avea un număr de calorii dublu față de o mâncare clasică, indiferent că vorbim aici de ciorbă sau tocăniță sau ardei umpluți. De ce? Pentru că mezelurile și brânzeturile sunt un concentrat de carne, respectiv de lapte. Într-un volum mic se concentrează proteinele și grăsimea. Majoritatea sunt uscate și atunci dacă nu ai grijă să tai felia extrem de subțire, nu trebuie să faci un efort să mănânci 100 de grame și în momentul în care 100 de grame are de la în jur de 500 de calorii, vă dați seama ce bombă calorică este pentru organismul nostru. Din cauza asta se recomandă întotdeauna ca aceste produse, fie că e vorba de mezeluri sau brânzeturi, să le consumăm fie
sub formă de condiment, da, pus peste o salată de legume, fie dacă nu, să triplăm volumul lor cu o felie de pâine și cu multe legume, astfel încât ele să dea gust unui sandwich, dar să nu fie mâncate doar așa de unele singure, fără niciun pic de pâine, pentru că atunci, vă spuneam, am umplut stomacul cu salam crud uscat și cu cașcaval, ce să vă zic, este un dezastru din punct de vedere calorii. Deci sfatul meu este: tăiați feliuța cât mai subțire și, cum spuneam și doamnei care mânca migdale sau caju, puneți câteva feliuțe pe o farfurie și să nu vă dați voie să vă reumpleți farfuria, pentru că cantitatea face diferența și or fi ele delicioase, savuroase, dar doza face otrava. Mezelurile, porția corectă înseamnă 30 de grame și 30 de grame, vă promit, este extrem de puțin. Mai avem un ultim telefon în seara asta. Bună seara! Bună seara! Vă rog, doamnă, cum vă numiți? Este Alexandra. Ia spuneți, doamna Alexandra, mâncare gătită sau ronțăiți și dumneavoastră? Preponderent mâncare gătită, pentru că am și copii și atunci mă gândesc în primul rând la ei să le fie bine. Felicitări! Mulțumesc! Problema este că, da, sunt o fire puțin gurmandă și, într-adevăr, îmi plac aceste gustări, îmi plac special cele dulci, dar de vreo 2 ani de zile am fost diagnosticată de către medic cu steatoză hepatică, adică picat gras. Da, da, da. Așa. Lucru care îmi limitează foarte mult opțiunile. De fapt, nu prea mai am voie lucruri dulci, procesate, în sensul că acestea duc la modificări în continuare în ficat și nu este bine. Vă confir și eu, zahărul și fructoza se metabolizează exclusiv în ficat, nici măcar nu pot fi consumate de mușchi prin mișcare, și atunci la capitolul dulce, încă o confirmare tristă, dacă vreți, că dulcele nu este neapărat necesar organismului, ci mai degrabă ne satisface capul și e plăcerea pentru gustul dulce. În momentul în care ficatul dumneavoastră steatozic, trebuie să faceți o pauză, un detox de zahăr și să vă mulțumiți cu gustul dulce din fructe, dar atenție, nici acestea nu pot fi consumate fără limită, deci nu mai mult decât în cap pentru o palmă zilnic, pentru că fructoza, chiar dacă este zahăr natural, tot în ficat se duce. Dați măcar, 3 luni de zile ficatului dumneavoastră o pauză de la zahăr și dulce și tot ce înseamnă sucuri, indiferent că sunt naturale sau carbogazoase, și să știți că rezultatele sunt spectaculoase. Vă promit, în 3 luni de curățenie de zahăr, el o să se refacă spectaculos picatul și în perioada asta mulțumiți-vă cu un fruct două și o să fie bine, promit. Vă mulțumesc, dragii mei, aceasta a fost emisiunea de astăzi, vă aștept și vinerea viitoare tot așa pe înserate, ca să mai punem mâncarea la cale. Un weekend minunat să aveți, la revedere! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.